Ei, salut! Și bine ai venit la o nouă emisiune, și anume CPLM, adică ce place la Metalist, adică mie. În episoadele care urmează o să vă povestesc despre formațiile mele preferate și din când în când de formațiile de care mie nu-mi place deloc. Phoenix! Așa că dacă se întâmplă cumva să îți iau la trântă formația, să zic că este o dejecție sinistră, nu uita să-ți vergi toată frustrarea în comentarii, să-mi spui de ce Sabaton este perfecțiune și că nu știu istorie. Probabil ai dreptate, dar hei, până la urmă, e emisiunea mea. Bun, hai acum să vorbim de I Wrestle the Bear Once. Dumnezeule, ce nume! N-are cum să nu-ți placă formația asta instant. Evident, este o formație de metalcore care a apărut la sfârșitul anilor 2007 în Shreveport, Louisiana. Prima mea experiență cu formația a fost când am auzit piesa Ulrich Firelord, Breaker of Mountains. Man. Man. N-ai cum să ai titlul ăsta de piesă și să nu zâmbești. Știți mimurile alea clasice în care cuiva explodează capul? Așa a fost capul meu. Și acum încă zâmbesc cu plăcere gândindu-mă cum i-am terorizat prietenii la acordurile tocane muzicale ce a fost Ulrich Firelord, Breaker of Mountain. Formația a scos de-a lungul carierei 4 albume și un EP self-titled. Adică cu același nume cu formația, știi cum zic? Formația a avut de-a lungul carierei sale foarte multe schimbări de personal sau de componență, cum s-ar spune. Cea mai reprezentativă pentru mine a fost plecarea solistei inițiale, Krista, și venirea în locul ei a febleței mele imbatabile, Courtney LaPlante. Drept urmare, am avut ocazia să avem două albume cu Krista la voce, și anume It's All Happening și ruining it. Drept urmare, am avut ocazia să avem două albume cu Krista la voce, și anume It's All Happening și Ruining It for Everybody, și două albume cu Courtney la voce, și anume Late for Nothing și Hail Mary. Ultima album mi se pare și cel mai cizelat dintre toate, dar poate și venirea lui Mike Stringer la chitară a avut un cuvânt de spus în toată povestea asta. Piese de genul Green Eyes. Și The Gift of Guilt aveau să fie ca un fel de premoniție, un foreshadowing, dacă vreți, la ceea ce va urma să vină cu proiectul format împreună ulterior de Courtney și Mike, care, by the way, sunt soț și soție, intitulat Spirit Box. Dar despre ei în alt episod. Hail Mary a fost și ultimul album și proiect muzical scos de cei de la I Wrestle the Bear Once, ei hotărând să pună chitările în cui la sfârșitul anilor 2015. Acum, hai să vorbim un pic și despre materialele lor discografice și să vă spun ce mi-a plăcut mie foarte mult de pe fiecare, ce piese vă recomand și de ce e imperios necesar să le ascultați. Nu pe toate. Nu pe toate. EP-ul self-titled, adică I Wrestle the Bear Once, deși acolo se află și piesa cu care am descoperit, și anume Ulrich Firelord, Breaker of Mountains, mâncava și gura voastră, este într-adevăr o piesă foarte bună, cea mai reprezentativă pentru mine, rămânând în continuare Alaskan Flounder Basket. It's All Happening, primul material discografic al formației, are niște capodopere, una și una, preferata mea fiind Danger in the Manger, sau nu, Tastes Like Kevin Bacon, sau The Cat's Pyjamas, sau Pazuzu for the Wind. Nici nu am cum să aleg. Toate piesele sunt una și una. Cel mai bun album al lor, din punctul meu de vedere. Ruining It for Everybody este și ultimul album discografic cu Krista la voce, cum îmi spuneam. Nu este un album care să mă dea pe spate și, ca să fiu sincer, nu prea am piese memorabile de pe acest album. Cred că în memoria colectivă a rămas piesa You Know That Ain't Them Dog Real Voices. Late for Nothing este ca un fel de reînviere, poate și cu venirea lui Courtney la voce și-au găsit din nou cheful de a cânta. Preferatele mele de pe acest album o să rămână piesele Letters to Stallone și Boat Pedal, care are în continuare, din punctul meu de vedere, cel mai amuzant clip al formației.
Și ajungem și la ultimul album, Hail Mary, care este tehnic cel mai bun. E, cum se zice, făcut ca la carte. Gift of Guilt este pentru mine super hitul acestui album și mi se pare că albumul în sine face perfect tranziția de la terminarea carierei muzicale a celor de la I Wrestle the Bear Once în 2015 și ce va urma să vină cu Spirit Box în 2017. I Wrestle the Bear Once este una dintre formațiile pe care sau le placi de mori sau le detești. Combină foarte multe genuri, de la coreala clasică, la EDM, la jazz, la creepy sounds, la tot ce vreți voi. Formația nu s-a luat niciodată în serios, ceea ce vă recomand să faceți și voi la rândul vostru. Până la următorul episod, eu am fost Olaf, vă doresc mâlr și ca întotdeauna mulțumim prietenilor de la Sound Creation care ne ajută și cu această demență.